Solicitările au fost în număr mare și de anul nou în județul Olt. Sute de apeluri au fost înregistrate la 112, atât la serviciul de ambulanță, dar și la pompieri. Potrivit medicului Dragoș Toader de la ambulanța Olt, aproape 400 de olteni au chemat echipajele medicale în primele zile ale noului an. În primele 48 de ore ale anului, adică în data de 1 și 2, la ambulanță am avut 370 de solicitări. Majoritatea solicitări legate de consum exagerat de alcool, intoxicații etanolice, agresiuni tot pe fondul consumului de alcool și diverse probleme digestive cauzate în majoritatea cazurilor de alimentație abuzivă. Iar o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma exploziei unei petarde. Am avut și un caz de explozia unei petarde la un bărbat de 35 de ani. Din fericire s-a soldat decât cu o mică plăbuță facială, fără a afecta ochiul sau alte organe importante. Și pompierii olteni au intervenit la numeroase solicitări. Peste 100 de pompieri olteni, cu mijloacele tehnice de intervenție din dotare, au intervenit pentru gestionarea situațiilor de urgență produse în județul Olt. Salvatorii au intervenit la 131 de solicitări, dintre acestea 114 au fost pentru acordarea primului ajutor medical și 17 pentru stingerea incendiilor, asigurarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență, salvări de animale și alte misiuni specifice. Misiunile care au necesitat alocare importantă de resurse au fost cele pentru lichidarea unor incendii produse în localitățile Mărunței, Rusănești și Slatina. Din fericire, în urma evenimentelor nu au fost înregistrate victime. De asemenea, în perioada sărbătorilor, pompierii au asigurat măsurile de prevenire la evenimentele organizate în municipiul Slatina la Târgul de Crăciun.